din mijlocul creștinilor s-au ridicat oameni care au negat tot ceea ce este supranatural în Scriptură. Supranatural însemnează pentru ei, ca să vedeți unde duce îngânfarea omenească, supranatural însemnează pentru ei tot ceea ce n-ar fi în stare să facă. Dacă El nu este, El fiind Dumnezeu, dacă El nu este în stare să facă acest lucru, nu există alt Dumnezeu care să fie în stare să facă acest lucru. Poate cineva deschide ochii cu această ocazie să ne dăm seama cât de șubredă, dacă nu stricată, este mintea omenească. Până la urmă, stând și ascultând astfel de oameni, aș fi de acord cu ei, însă le-aș pune o întrebare. Oameni buni, înțeleg cu privire la minunile trecutului, refuzați să credeți că Dumnezeu a despicat Marea Roșie sau râul Iordan, refuzați să credeți că a vindecat Iisus pe un lepros sau că a vindecat un orb sau că a înviat un mort, refuzați să credeți așa ceva, pentru că n-ați fost acolo prezenți și de fapt voi nu cereți acum puterea de a crede, voi cereți de a vedea, pentru că nu ați fost acolo și nu ați văzut, pe acest motiv respingem aceste lucruri. Dar aș vrea să vă întreb cu privire la minunile prezente. Acestea sunt mai fierbinți decât cele care sunt scrise în cărți. Vreau să vă întreb cu privire la minunile prezente, la acestea sau despre acestea, ce ați vrea să mai spuneți? Sigur că se va găsi o explicație de fiecare dată. Bunul meu prieten Jeff Rich, cu care am mers în multe lucrări în țară și am fost martor la multe minuni văzute, trăite în această lucrare, îmi povestește că la un moment dat, după ce am trecut noi printr-o grea încercare în aeroportul de la Bacău, după ce vizitasem închisoarea unde eu am fost prizonier un timp, am fost deținut și am vizitat acum în calitate de președinte al Serviciului Umanitar pentru Penitenciare din România. Aveam 400-500 de lucrători în toată țara. Și când am luat fotografiile de rigoare care urma să fie publicate într-o revistă, una în mod special pentru care el venise în țară, o fotografie anume pe care trebuia să o ia personal, a fost persoana mea și cu gardianul, faimosul nume al gardianului Andrei din închisoarea aceasta în care eram. Și a vrut să ia o poză personal pe care să o așeze în revistă, care să vorbească mai bine decât 1000 de cuvinte pe care le-ar fi scris în articolul acesta. Și a reușit și a luat fotografia. Era așa de mare gardianul Andrei, abia ajungeam cu capul pe umăr, s-a lăsat puțin în jos și am fost aplecat așa pe el. A fost o poză artistică fantastică, cea pe care a luat-o el. Numai că ajungând la aeroport, ne-au fost luate valizele de mână pe care le aveam și au fost trecute prin aparatul X-ray, prin la raze. După ce au ieșit amândouă valijoarele de acolo din mașina aceea veche care avea un fel de mâner așa de manetă și cineva privea printr-un cauciuc și vibra extrem de veche mașină, era acolo încă. După ce a trecut prin mașină, cineva râde cu un rânjet satanic și spune: sper că n-ați avut filme înăuntru. Noi am înghețat când am auzit expresia aceasta, sper că n-ați avut filme înăuntru, pentru că nu ne-a spus nimeni că acolo există o mașină care distruge filme, de fapt. La ora aceasta poți să treci filmele pe oriunde, nu e niciun fel de problemă în orice aeroport din lume. Acolo nu ne-a spus nimeni că mașina aceasta distruge filme, de fapt. Și am spus, și Jeff i-am tradus imediat ce a zis omul, deodată a albit la față și a spus: nu e posibil așa ceva. Și zic că asta s-a întâmplat, în mod sigur, totul este distrus. A plecat în Statele Unite zdrobit de frământare și de îndoială, totul era planificat pe ore, trebuia să zboare la timp. L-am îndemnat să și ancoreze credința în Dumnezeu, numai că ce poți să mai faci cu un film radiat în astfel de împrejurări? A ajuns în Statele Unite, de cum a ajuns aici, a dat imediat filmul la developat. Cel care era acolo i-a spus: întreg filmul este alb. Totul este alb. E distrus, deci nu există nimic aici, în afară de o singură fotografie, spune el. E o singură fotografie care a supraviețuit dintr-un film întreg care a fost radiat, cu radiații X sau ce fel de radiații o mai fi acolo în mașina aceea, a fost făcut
alb, complet desfințat filmul, dar o fotografie, spune cel care developează, fantastic, este păstrată intactă, neatinsă. Și Jeff întreabă, care este aceasta? Ce este în această fotografie? Zice, sunt două persoane, unul mai înalt și unul mai scurt. Sunt două persoane în această fotografie. Jeff a spus, Doamne Iisuse, socrul lui declară că este ateu. Jeff îi arată filmul, care este alb, îi arată o singură fotografie care supraviețuiește atacului de radiații și îl întreabă. Cum poți să-mi explici faptul că o singură poză, cea pentru care am plecat în țară, a trăit din acest film, restul a fost alb, distrus completamente. Socrul a zâmbit puțin disprețuitor. Bănuiesc că a fost undeva mai de desubt și radiațiile n-au putut să pătrundă. Cred că a fost printre primele poze și normal, dacă a fost înfășurat atâta film peste ea, radiația n-a putut să pătrundă până acolo și a rămas o poză. Asta este tot. Și Jeff spune, se întâmplă că nu a fost luată printre primele, ci a fost luată printre ultimele poze și se întâmplă că alte luate după ea au fost complet distruse. Tot ce a fost luat înainte de ea a fost complet distrus, a rămas o singură poză. Dar dacă cineva nu vrea să creadă, nu poți să obligi pe cineva să creadă. Trăim într-o lume în care Dumnezeu se manifestă fără să ne oblige sau să ne impună să ne dăm părerea. Putem să alegem să credem sau putem să alegem să respingem ceea ce ochii văd, ceea ce experiența trăiește sau ceea ce Scriptura revelează. Dacă vă întreabă cineva, sunteți la credință, dumneavoastră ce răspundeți? Ziceți că da, nu? Da. Eu zic să nu ne grăbim, să mai așteptăm puțin. Atunci când ni se face o nedreptate și imediat căutăm să facem, să răspundem la situație, să ne facem dreptate, vreau să spun, atunci când facem așa ceva, suntem noi la credință? Da? N-aș crede. Asta, de cineva din bancă întreabă, a cui? Asta este credința noastră. Pentru că Mântuitorul, când a fost batjocorit și a suprit, scrie Scriptura, n-a deschis gura deloc. Unii oameni au crezut că e prost, alții au crezut că e moale, alții au crezut că e laș. Dar el era Fiul lui Dumnezeu. Și el a ales, când a fost batjocorit și înjurat, să nu deschidă gura. Atunci când eu îmi fac dreptate, în credința cui mă găsesc? Dar când sunt vorbit de rău și vorbesc de rău la rândul meu, a cui credință este? Pot să mă spun, dacă mă întreabă cineva, Doamne, ești în credință? Dar când mi se întâmplă ceva în viață și imediat trag concluzia că e un dezastru, fără să dau lui Dumnezeu timp, vieții timp, împrejurărilor să spună cuvântul, nu, din start mă pronunț. Când nu am răbdare să dau timp lui Dumnezeu să lucreze în viață, pot eu să răspund vecinului meu care mă întreabă, sunteți în credință? Și eu să zic, da, eu știu, cum să-i spun? Nu știu deloc. Iubiții mei, putem să spunem sunt în credință atunci când privirea noastră este ațintită la Mântuitorul nostru și în puțină putere pe care avem, știu că ai puțină putere, scrie în Scriptură, dar nu te-ai lepădat de numele meu. Atâta vreme cât viața noastră țintește acolo, viața noastră nu este acolo, dar ea țintește. Acolo vrea să ajungă. Acolo vrea să meargă ea. Nu e simplă această umblare prin credință. Ce ușor luăm vorba aceasta. Păi știi ce înseamnă de fapt cuvântul acesta, credință, să fie prezent în viața noastră de fiecare zi? Să poți să spui că ești în credință? Noi alegem, cred, 99% din ce alegem pe pământ, lucrurile pământești, firești. Rar când credința se manifestă în noi, dar spune că suntem la credință. În seara aceasta o să lăsăm Scriptura să stea ca oglindă în fața noastră și să ne spună cum arătăm în lumina aceasta a Scripturii înaintea lui Dumnezeu. Ce a spus cuvântul lui Dumnezeu cu privire la credință și la inima noastră? Pe voi înșivă, cercați-vă, care nu ne-a întrebat, încercați-vă dacă sunteți membri la biserică, nu ne-a întrebat, încercați-vă, vedeți ce părere are lumea despre voi.
pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Deci, tu și sufletul tău, doar atâta poate să știe dacă ești sau nu în credință. Nu recunoașteți voi că Duhul lui Hristos, al lui Dumnezeu, locuiește în voi? Adică felul cum răspunzi la o situație, felul cum tratezi o împrejurare, o încercare, o situație specifică. Nu recunoști tu din asta, nu-ți dai tu seama că Duhul lui Hristos locuiește în tine? Ia întreabă-te când ai zis cu tare lucru sau ai făcut cu tare lucru sau ai luat cu tare poziție sau atitudine, a locuit Duhul lui Hristos în tine sau nu? Aceasta este calea pe care noi putem să încercăm sufletul nostru dacă suntem sau nu în credință. Acesta e testul. Testul nu este a întreba familia mea pentru că ei sunt partenitori, nici biserica nu o voi întreba pentru că oamenii mă cunosc și atunci îmi vor spune ceva care vreau să aud, cine știe. Nu acesta este testul. Testul sau proba pe care Dumnezeu a pus-o în Scripturi ca să vezi dacă ești sau nu ești în credință, este aceasta. Nu recunoști tu că Duhul lui Hristos locuiește în tine? Cum poți să recunosc aceasta? Păi, într-o situație similară, cum a răspuns Iisus? Și cum am răspuns eu? Într-o situație similară, ce a făcut Iisus, ce am făcut eu? Duhul lui Hristos însemnează felul în care Iisus a răspuns unei anumite situații. Eu voi ști că am Duhul lui Hristos în mine și că sunt în credință, acesta e testul. Uite, sora Oana, care ia analize toată ziua de la oameni, se uită după anumite componente în sânge și spune, am găsit prezent sau absent lucrul acesta în sânge. Bun, dacă am găsit prezent însemnează un lucru, dacă am găsit absent acest element însemnează altceva. Sfânta Scriptură pune aceste analize ale sufletului, nu ale trupului. Aceste analize ale sufletului. Duceți-vă la analiză, analizează-te dacă ești în credință. Unde să mă duc la analize? Sunt laboratoare de analiză, niciunul nu este pe nicăieri, biserica în niciun caz nu este laborator de analize pentru credință, nu are cum să fie, nici familia mea nu poate să fie aceasta. Singur tu poți să-ți iei analizele ție ca să-ți dai seama dacă ești în credință sau nu. Pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Doamne, cum pot să știu dacă sunt sau nu? Păi e simplu. Vezi dacă Duhul lui Hristos locuiește în tine. De unde poți să știi aceasta? Fă asemănarea sau diferența dintre felul cum ai tratat tu viața, cum ai răspuns tu în viață anumitor situații și cum a răspuns Iisus. Vei ști atunci dacă Duhul lui Hristos locuiește în tine sau nu locuiește. Dacă locuiește în tine, ești în credință. Dacă nu locuiește în tine Duhul lui Hristos, ci un alt Duh, atunci nu ești în credință. Pavel conchide spunând, pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință, nu recunoașteți voi că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? După ce pune punct, spune aceste cuvinte înfiorătoare, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Ce însemnează să ai Duhul lui Hristos? Revin la același lucru care l-am învățat puțin mai înainte. Avea Duhul lui Hristos însemnează a răspunde vieții și problemelor ei în același fel în care a răspuns Iisus. În același fel. Când era chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Acesta e Duhul lui Hristos. Duhul lui Hristos este, ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele. Ai auzit multe, ți-ai stupat urechile, te-ai făcut că nu auzi. Acesta e Duhul lui Hristos. Dacă în momentul când auzi o vorbă, s-ar ca ars, hopa, cadă curent electric, acesta nu e Duhul lui Hristos. Dacă în momentul când vezi ceva, gata, uite, în clipa, am reușit, am văzut, acesta nu e Duhul lui Hristos. Ai văzut multe. Măi, tu nu vezi că își bate joc de tine? Văd, dar nu văd. Tu n-ai auzit ce a spus de tine? Am auzit, dar n-aud. Acesta e Duhul lui Hristos. Scrisoarea pe care a trimis-o Sanherib lui Ezechia nu putea fi greșit înțeleasă. Acolo era numai înjurături de Dumnezeu, numai batjocurirea lui Dumnezeu, numai înjosirea poporului Dumnezeu, ce nu s-a imaginat, era în scrisoarea aceea. Ezechia simte tendința sau tentația sau ispita diavolului de a răspunde la această scrisoare. Stai să-ți arăt eu ție
Cine ești tu? Tu vorbești de Dumnezeu care... Nu, în loc să facă așa. Ezechia ia frumos scrisoarea, îi spune fiului lui pământești, taci din gură. Taci din gură, așează-te acolo. Ia țipa, ar fi vrut să răspundă imediat. Îi spune, nu, ia loc, spune el fiului pământești. Ia scrisoarea frumos și o duce la destinatar. Destinatarul nu era omul. Destinatarul nu era el. Destinatarul era Dumnezeu. De Dumnezeu își bătea cineva joc acolo în scrisoarea aceea. Și a dus-o la destinatar. A pus-o pe altar în templu și a spus, Doamne, citește și dă-i un răspuns omul ăsta. Că scrie, încheie scrisoarea asta de bat jocul la adresa numelui tău cu aștept răspuns. Așa se încheie scrisoarea. Aștept răspuns. Acum Dumnezeu urmează să-i dea răspuns acestui om. Și spune lui Ezechiel, vezi pe omul ăsta? L-am văzut, are rămas aproape 1 milion de oameni după el. Nu, l-ai văzut pe ăsta cu 1 milion de oameni după el? Da. Uite-te bine la el că n-ai să mai vezi niciodată. Nu se poate. Uite-te bine la omul acesta, n-ai să-l mai vezi niciodată. Biblia arată că momentul în care el s-a întors în țara lui, a murit asasinat de proprii lui copii. Uite-te bine acolo. Putea să întindă mâna Ezechia să facă lucrul acesta? Putea el să judece pe cineva? Știa el ce înseamnă aceste lucruri? De ce să mă grăbesc să răspund la o scrisoare unde Dumnezeu este batjocorit? De ce să plângă Samuel toată noaptea? Doamne, numai uite ce se întâmplă în Israel, uite ce se întâmplă în Israel. Domnul, la un moment dat, îl ridică frumos de manta în sus, ca pe o jucărioară mică, așa ai văzut cum e de-astea, păpușele. L-a luat frumos de manta în sus, că el stătea cu fața la pământ toată noaptea. Și i-a spus, ai greșit ceva. Nu despre tine e vorba aici. Nu despre tine e vorba. Este vorba despre mine. Doamne, m-au lepădat pe tine? Cine ești tu? Ce am chemat poporul Israel să se închine la tine? Cine ești tu, mai omule? Ai confuz rolurile? Nu pe tine te lepădă, ci pe mine. Stai cu minte în banca ta, ți-ai făcut lucrarea ta, nu te confunda pe tine cu Dumnezeu. Atunci Samuel s-a ridicat și nu mai scrie în Biblie că el a continuat nici măcar pentru o clipă cursul rugăciunii lui de nopți întregi când lupta în rugăciune pentru Saul. A spus, nu, ascultă și înțelege. Aceasta este umblarea prin credință, acesta e Duhul lui Hristos. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce-o tund, n-a deschis gura. Pentru că a fost așa, scrie capitolul 53 din Isaia, atunci va putea să pună pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dacă Iisus răspundea, dacă behea măcar ca o oaie mută, ca o oaie înaintea celor ce-o tund sau ca un miel la măcelărie, dacă făcea lucrul acesta, nu mai putea să pună pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Acum poate. Și face această lucrare în fiecare zi. Aceasta însemnează umblarea prin credință, iubiții mei. Firea pământească nu primește așa ceva. Ea nu, ea vrea să ia ce vede acum, ce știe acum, ce au... N-auzi, Doamne, nu vezi, Doamne! Nu, n-aud și nu văd. Altul aude, altul vede, ai răbdare. La timpul potrivit, Dumnezeu va răspunde la ce scrie acolo, aștept răspuns. Acesta e răspunsul. Aceasta este umblarea prin credință. Aș vrea să deschideți împreună cu mine în epistola către Corinteni Apostolului Pavel. Și de aici am vrea să citim împreună de la capitolul 4. De la capitolul 4 o să începem chiar de la versetele 16, de la versetul 16. De aceea noi nu cădem de oboseală. De ce? Scriptura spune așa, veți secera la vremea secereșului dacă n-ați căzut de oboseală. Păi, Doamne, dacă sunt obosit, dar nu mai pot, îți spun, am terminat. Doamne, există o limită la fiecare om, am terminat, nu mai pot. Serios? Să nu dea Dumnezeu unui om cât poate să ducă. Dar nu pot să mă stăpânesc. Serios, dacă te oprește poliția, poți? Ce frumos atunci. Vorbești cu dumneavoastră, politețe, maximă. O clipă, domnul, imediat scoți actele. Așteptați-mă o clipă, fugi la mașină, le aduci.
foarte politicos. Te porți cu polițaiul cum nu te porți cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu te porți cum te porți cu polițaiul. Aici scrie, de aia nu cădem de oboseală. Dar de ce? Chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Ce înseamnă asta? Ați auzit că fenomenul de creștere în corpul omenesc încetează la 20 de ani. Și e bine că e așa, că dacă nu încetă la 20 de ani, Dorina, cred că aveai vreo 15 metri acum. Dar așa a fost bine că încetă la... Dacă faci socoteala în cât ai crescut până la 20 de ani și numeri în continuare, dacă ai crește în continuare așa, s-ar aduna ceva. S-adună. Te întâlnești cu un copil și zici, mamă, nu-l mai cunosc, crește ăsta ca din apă. Și așa este, e o perioadă când crește ca din apă. Slavă Domnului că se oprește creșterea. Dacă nu s-ar opri, ar fi jale. N-am mai avea loc până tramvaie, până nimic. Ar fi nenorocire. Dar în timp ce creșterea fizică se oprește, creșterea duhovnicească nu încetează niciodată. Niciodată. Ce fericire! Mai altfel, în timp ce creșterea fizică merge de la tinerețe spre bătrâneță și corpul se ruinează și se pierde până la urmă, creșterea duhovnicească merge de la un început slab către un sfârșit glorios. Și scrie Pavel aici, în timp ce omul nostru de afară se trece, ce să, așa e bătrân, nu mai știe, nu mai gândește, săracul așa este. Nu. Asta este trupul. Sufletul, care în fiecare zi se oglindește în razele soarelui neprihănirii, bea de la izvorul apei vieții, el trebuie să întinerească în fiecare zi. Zice aici în Scriptură, în timp ce omul din afară se trece, omul nostru dinăuntru se noiește în fiecare zi, e nou. Abia la vârstă foarte înaintată, continui să spui, ah, Doamne, niciodată n-am înțeles. Acum, pentru prima dată, am văzut lucrul acesta. Niciodată în viața mea n-am văzut. Pentru că omul din lăuntru se înnoiește în fiecare zi prin Duhul Domnului. Întristările noastre ușoare de o clipă, acestea sunt cele văzute sau cele nevăzute? Cele văzute. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Vedeți de ce nu cădem de oboseală? Că altfel te obosesc încercările. Dar dacă îți dai seama că ele sunt pur și simplu o școală în care te învață Dumnezeu ca pe copilul lui, nu numai că nu obosești, dar ești chiar fericit, ești entuziasmat că Dumnezeu te-a dus la școală și te-a învățat lucrul acesta. Extraordinar! Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Ce se vede și ce nu se vede în acest text? Întristările de o clipă se văd, greutatea veșnică de slavă nu se vede. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Aceasta este credința. Lucrurile care se văd sunt trecătoare. Fie bine, fie rău. Trec. Pe când cele ce nu se văd, consecințele lor sunt veșnice. Prieteni dragi, v-am spus că am învățat aceasta de curând, am luat o lecție după alta, dar a doua a fost mult mai aspră decât prima. Ce lecții am luat? M-am aflat într-un avion. În ambele lecții am fost tot într-un avion. M-am aflat într-un avion unde capitanul a anunțat că nu e sigur că vom putea să mai aterizăm. O defecțiune a apărut la bord, trebuie să coborâm pe primul aeroport, pe cel mai apropiat aeroport. Și abia am zburat din Frankfurt câteva minute, 20 de minute, 25 de minute, nici nu știu cât, dar ne-a anunțat că imediat vom coborâ la München. Trebuia să mergem la București. Vom coborâ la München pe cel mai apropiat. Vom încerca, we'll try to land. Vom încerca să coborâm la München. Într-o clipă, vă spuneam cum s-a schimbat atmosfera aceea bucuroasă în avion când oamenii serveau masa, începuse să servească masa. Într-o clipă s-a schimbat atmosfera aceea teribilă, unii au început să-și muște unghiile până la sânge, alți oameni au început să se frământe, cineva a golbenit în partea cealaltă. Este o tensiune teribilă. Ce am văzut că s-a întâmplat în sufletul meu? Inițial inima a început să alerge. Nu știu de ce, dar a început să alerge și cred că e normal.
Cred că e normal, este un mecanism de apărare într-o situație care amenință viața. Imediat inima trebuie să pompeze mult mai mult sânge, pentru că trebuie să iei decizii, trebuie să gândești, trebuie să... E o situație de urgență aceasta, amenință viața pur și simplu. În timp ce inima a început să-mi alerge, mi-am adus aminte că Domnul a spus, stai liniștit și ascultă că eu sunt Dumnezeu. Viața oamenilor este în mâna mea. Eu pot să cobor avioane pe pământ, eu pot să le ridic de la pământ. Stai liniștit, ai încredere în Dumnezeu. Atunci m-am simțit rupt între două lucruri, ce auzeam și vedeam și trăiam în avion cu urechile mele, cu ochii mei, vedeam ce se întâmplă acolo. Era clar. Și, pe de altă parte, ceea ce era nevăzut, adică promisiunea lui Dumnezeu. Am simțit că, pentru moment, sunt rupt între aceste două forțe și am ales promisiunea lui Dumnezeu. M-am întors la cartea mea pe care aveam în mână, am continuat să subliniez, am continuat să țin inima liniștită, chiar i-am poruncit să stea liniștită, nu are de ce să bată mai repede. Dumnezeu este în același loc unde a fost întotdeauna. Și am coborât pe pământ. La coborâre am văzut un lucru înspăimântător. Pentru prima dată în viață am văzut un avion cu jumate din aripă deschisă și cu cealaltă închisă. Niciodată a încercat chiar la capăt, că nu mai era viteza, a încercat pilotul să vadă ce s-ar fi întâmplat dacă încerca să frâneze în aer. Dacă încerca să frâneze în aer, ne răsturna de 10 ori, pulbere se făcea tot la viteza cu care am venit acolo. A trecut această lecție și a doua oară am luat aceeași lecție. Dar de data aceasta, în timp ce prima dată venea din gândurile noastre, încă nu explodase avionul, nu ne răsturnasem, nu arsese nimeni, nu se întâmplase nimic, dar ni s-a spus că suntem în pericol. În timp ce prima dată doar gândurile erau la mijloc, a doua oară, în care am fost și cu soția, a doua oară, avionul a intrat în niște turbulențe așa de teribile, că trosnea, părea că e făcut din placaj, din lemn. Am auzit țipete în avion, am auzit o soră care se ruga pentru toată lumea din avion și striga mai tare decât toată lumea la un loc. Era chiar în spatele nostru acolo. Ea se ruga, n-ați auzit rugăciune ca asta de când sunteți voi. Vreau să vă spun că acolo n-am mai fost, nu eram victima gândurilor mele, ci acolo vedeai cu ochii ce se întâmplă. Acolo din nou am avut de ales, dincolo de ceea ce văd că se întâmplă aici, și trăiesc în acest moment, nu că e posibil să se întâmple lucrul acesta, trăiam în acest moment, a trebuit să mă despar de ceea ce îmi văd ochii și urechile, mi-aud și trăiesc în momentul acela și să mă ancorez de cuvântul ăsta pe care nu-l văd, al lui Dumnezeu, dar mi-a fost promis. M-am ancorat în această făgăduință a lui Dumnezeu. Iubiții mei, Scriptura ne dă această învățătură pe care o știm pe din afară toți. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Adică ce vrea să spună Scriptura? Ce am trăit cu simțurile noastre, aceea vă vestim. Da, continuă. Dar avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Mai tare decât ce? Cine vrea să-mi spună? Mai tare decât ce? Am să citesc din nou textul. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Dar avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Mai tare decât ce? Mai tare decât simțurile noastre. Mai tare decât ce văd cu ochii, mai tare decât ce aud cu urechile, mai tare decât ce am pipăit cu mâna mea, mai tare decât acestea, e cuvântul lui Dumnezeu. Avem cuvântul făcut și mai tare. Ateismul a spus, nu, eu cred în ce văd. Este o prostie aceasta, arată spre îngustimea de mintea unui om. Ce nevoie ai să crezi, omule, în ceea ce vezi? Nu necesită credința acest lucru. Scriptura ne cheamă însă la o altă experiență. Voi trebuie să vă ridicați deasupra lucrurilor pe care le vezi, le auzi, le trăiești. Trebuie să vă ridicați acolo unde a promis Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Știm în adevăr, versetul 1 din capitolul 5, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Știu acest lucru. Văd? Nu. Aud? Nu. Pipăi? Nu. Dar știu. Mi-a fost spus
Cel ce mi-a spus acest lucru a dat garanția lui și autoritatea lui în spatele cuvintelor lui. Știu într-adevăr că este așa. Așadar, spune versetul 6, noi întotdeauna suntem plini de încredere. Că știm că dacă suntem acasă în trup, primejim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Aș vrea să trecem la un exemplu care este cunoscut chiar de copiii noștri. Ce însemnează să umbli prin credință? De asta nu este, e ușuratic să te întrebe cineva, dom'le, ești în credință? Da, sunt în credință. Stai puțin, pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Nu însemnează că dacă port un nume de la o biserică de undeva, însemnează că sunt în credință cu această ocazie. Și dacă viața mea este într-adevăr marcată de Duhul lui Hristos în ea, atunci este viața de credință. Aș vrea să mergem la un exemplu pe care l-am primit, l-am ascultat poate din copilărie. Când cei trei tineri au stat în fața cuptorului aprins și când cuptorul acesta a fost în așa hal aprins încât s-a topit piatra dinăuntru, a făcut din piatră, din cele mai tari pietre posibile. Dar așa, de așa căldură teribilă se topia piatra înăuntru. Vreau să-mi spuneți, între ce și ce stăteau ei? Între ce și ce? Între credință și între vedere. Adică între cele văzute și cele nevăzute. Cele văzute care erau? Clar, focul, piatră, pârjol, nenorocire. Pe primul care a încercat să-l arunce, soldații care au fost, care i-au legat cu hainele lor, când a încercat să se apropie de locul ăsta și se arunce pe gura cuptorului, i-a făcut pe ăștia cărbune. Pe soldați, i-ai văzut cu ochii doar. I-a făcut cărbune la pământ. Zice Biblia că i-a ars complet. Vă dați seama ce temperatură a putut să fie acolo. Acestea erau cele văzute. Cele nevăzute care erau? Au spus ei în cuvintele lor. Noi credem că Dumnezeu poate să ne scoată din focul acesta. Asta era cel nevăzut. Dar nu pretindem ca să se întâmple acest lucru. E posibil ca Dumnezeu să ne scoată sau să nu ne scoată de aici. Orice se va întâmpla, de un lucru suntem siguri, vrem să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Și ei ancorează în cele nevăzute. Nu se uită la puterea focului, nu se uită la flăcări, nu se uită la mânia împăratului, nu se uită la soldații care ard, nu se uită la piatra care curge, la nimic dintre acestea. Au ochii pironiți deasupra, se uită la Dumnezeu care a promis, dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Flacăra nu te va aprinde. Asta e promis. Acolo au ancorat ei. Iubiții mei au sfârșit prin a merge prin mijlocul focului, însoțiți de persoana celui nevăzut în care au crezut. Aceasta însemnează să umblăm prin credință și nu prin vedere. Este probabil cea mai grea încercare pentru sufletul omenesc. Aici se rezumă tot. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii, lumea e noi, în toți. Și se manifestă într-un fel, într-altul, într-un fel. Nu e nimeni liber sau scăpat de lume. Lumea e noi. Lumea însemnând păcat, diavol, moarte. E noi, în fiecare dintre noi. Dar Ioan spune, ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Nu ce văd. Văd în mine o altă lege care mă ține rob legii păcatului. Nu ce văd, ci ce cred. Ceea ce este nevăzut. Dumnezeu este numit a nevăzutului Dumnezeu. Nu l-a văzut nimeni niciodată. Dar credem în El. Pentru că El și-a dovedit puterea și dragostea față de noi. Aceste lucruri pun la încercare ce nu se poate imagina ființa omenească. Aici este încercarea în care vom rămâne în picioare sau vom cădea. Vom alege să umblăm prin cele ce se văd sau prin cele ce nu se văd, prin promisiunea pe care a dat-o Dumnezeu. Despre părintele credincioșilor Abraham, Biblia spune că nu s-a uitat la trupul lui. Dacă se uita la trupul lui, avea 100 de ani. N-avea sens să discutăm despre procreere la 100 de ani. Dar nu s-a uitat la trupul lui, la cele ce se vedeau. Ci s-a uitat la cele ce nu se vedeau. Aceasta este încercarea noastră de fiecare zi. Și aici este locul unde în fiecare zi vom continua să fim încercați. Aș vrea să dăm citire cuvintelor supreme în acest domeniu. Nu cunosc altele mai frumoase.
Mă întorc de fiecare dată cu atâta dragoste în locul acesta. Dacă găsiți altele, vreau să-mi spuneți. Să ne uităm, dar țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. A suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Acestea toate sunt spuse despre El. Să ne ațintim privirea la El. La Cel despre care s-au spus aceste lucruri. De ce? Întrebarea este, cum de a suferi crucea, a disprețui rușinea așa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu? Cum de a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine? Cum a fost posibil? Mulțumesc de răspuns. Scriptura spune, pentru bucuria care era pusă înainte. Se vedea bucuria aceasta? Nu se vedea. Nu se vedea. Unde erau sufletele care aveau să se întoarcă la Evanghelie? Unde erau apostolii măcar? Unde erau cei vindecați de bol, de moarte, de lepră, de orbire și așa mai departe? Unde era unul dintre aceștia? Nu era nimeni de găsit în vremea aceea. A suferit crucea, a disprețuit rușinea și a de la dreapta scaunului domnia lui Dumnezeu și a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, toate acestea au fost posibile din cauză că a privit la bucuria care era pusă înainte. Aceasta este chemarea pe care ne adresează cuvântul lui Dumnezeu. Acesta e lucru cel mai greu pe pământul acesta și cel mai ușor de vorbit. Credință, foarte ușor de... Dar credință. De unde vine lucrul acesta? Este darul lui Dumnezeu. Ne este dat ca răspuns la rugăciune. Ne este trimis din ceruri atunci când îi simțim lipsa, când îi dorim prezența, când într-adevăr dorim să umblăm prin credință și nu prin vedere. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare acolo unde suntem. În situația în care ne găsim, în încercarea prin care trecem, în lucrurile cu care suntem confruntați. Dumnezeu să ne ajute de când deschidem ochii până când ne odihnim din nou și dacă ne dăm seama, chiar ne odihnim tot prin credință, că dacă n-aș avea încredere că m-aș mai trezi dimineață, mi-ar fi frică să mă culc. Mi-a spus cineva că n-a dormit luni, ani de zile de fapt. Dar de ce nu dormiți? Că doar mi-e frică să mă culc. Dar de ce? Nu mă mai scolă. Noi ne odihnim prin credință. Chiar ne și odihnim prin credință. Cu atât mai mult să umblăm prin credință și Dumnezeu să ne ajute ca la fiecare pas să alegem să trăim în Duhul lui Hristos, care ne-a fost dat tuturor și prin care vom vedea într-o zi cu ochii pe Cel care ne-a mântuit și a murit pentru salvarea noastră. Amin. Vă invit la rugăciune. Cerescule Tată, îți mulțumim că ne-ai predat din cuvântul Tău acest fel de viață despre care unii oameni au murit și n-au știut niciodată. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai deschis ochii și mintea să putem să-L înțelegem. Dar acum Te rugăm din adâncul sufletului nostru să ne ajuți să-L trăim. Dă-ne, Doamne, putere să umblăm prin credință, nu prin vedere. Ferește-ne, Doamne, să ne lăsăm stăpâniți de împrejurări. Dă-ne putere să le stăpânim noi pe ele. Și în numele Tău, așa cum ai spus, să călcăm peste șerpi, peste scorpii și peste puterea vrăjmașului. Tatăl nostru, Tu ești pricina încrederii noastre și prezența Ta în viața noastră și cuvântul lui Dumnezeu aduc o pace în suflet care întrece orice cunoștință. Tu ești pacea noastră, Doamne. Îți mulțumim că ești prezent, Te rugăm să ne ajuți ca în fiecare zi să nu uităm nicio clipă de Duhul Tău și de prezența Ta. Și umblarea noastră pe pământ să fie în credința în Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit, s-a dat pe Sine însuși pentru noi și este gata să vină iarăși. Fii binecuvântat, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin.